Am regăsit. Astăzi a sosit și Husa, comandată de pe AliExpress, pentru Xiaomi Redmi 3S. La prima vedere pare ceva de calitate, ceva serios, dar haideți să vedem. Nu am desfăcut-o înainte. Este exact cum am luat-o de la poștă. Destul de interesantă textura, după cum se poate observa. Este o textură în relief. Aici avem o textură de carbon, imită carbonul, foarte arătoasă, într-un cauciuc de calitate. După cum se poate observa, nu o să afecteze telefonul, cum fac alte huse ieftine, ca să spunem așa. Mă rog, și aceasta a fost o husă ieftină, dar o husă ieftină de calitate. Haideți să vedem și cum vine pe telefon. Acesta este telefonul. Am făcut review ceva mai acum vreo lună de zile. De atunci telefonul rulează excelent. Să vedem, să vedem. Văd frumos. A intrat fără nicio problemă, iar acesta este design. Se încadrează perfect, decupajele sunt foarte bune. Momentan nu i-am dat folia mată cu care a venit telefonul jos, deoarece aștept în zilele ce urmează să vină și folia de sticlă. Hai să vedem. Da. Acum este mai ușor să poziționez degetul pentru o amprentă. Răspunsul butoanelor. Să încercăm. 1, 2, 3, 4, 5. Răspunde perfect. Per total sunt foarte mulțumit de husă la prima vedere. Sperăm că va fi și durabilă. Și îmi amintește de husa telefonului meu. Telefonul meu este un Meizu MX5. Designul este similar, doar că husa mea are o margine de aluminiu. Ceea ce pentru început am zis că este foarte bine, dar de fapt este o mare problemă, deoarece bruiază semnalul. Deci, pentru telefoanele care sunt confecționate din aluminiu ca și carcasă, nu recomand carcase de protecție din metal, aluminiu sau ce se mai laudă ei că sunt făcute. Deoarece o să broieze semnalul, cel puțin mie pe wireless, îmi scade cu două liniuțe semnal, ceea ce nu este ok deloc. Telefonul, cum v-am zis, funcționează perfect. L-am folosit și pe GPS. Pe GPS se descurcă extraordinar. Dintre toate telefoanele care le-am încercat până acum, acesta se descurcă cel mai bine. Noi am făcut update de soft, deci vine cu... Tot primesc în fiecare zi să fac update de soft. Momentan îl am pe acesta. Mi 8, versiunea 6.9.29. Și funcționează excelent, după cum se poate observa. Deci telefonul este folosit de tatăl meu și nu este curățat mereu pe aici prin task-uri, dar cu cei 2 GB RAM nu s-a blocat o singură dată. L-am folosit și eu aproape o săptămână cu tot felul de aplicații, cu Facebook, cu YouTube în background și funcționează extraordinar. Bateria nu mai zic, ține o zi și, deci a doua zi în jur de ora prânzului 12:01 încă mai am baterie. Și cam asta a fost. Aștept să vină și folia de sticlă. O voi aplica odată cu venirea ei și să sperăm că până atunci nu se întâmplă nimic rău cu telefonul.